Ce animal, Birica? Stopu' și vă iubesc. Uite bine, am o față de prost, acum vin de la magazin, tu. Acum vin de la magazin. Spre mine? Hai că o să trec. Păi nu așa era vorba, mă? M-auzi, bă? Da, da, da. Haide că o să vorbesc acum și eu cu mama și asta, da? Cum ești? Bine tot? Sănătos? Totul bine? Da, mă, da, mă, enervează interlopii ăștia care să dau și interlopi. Am înțeles. Stai, mă, ce mizeria aia de om a pus conversația noastră de pe WhatsApp? A pus ceva de pe WhatsApp, da. Păi hai că pun și eu de pe Instagram viața mea, asta așa. Nu, 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 lasă, 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 nu merită. Bă, păi stai, mă, că și era scuze, și era dare. Da, știu, știu, pe bune știu. Dar se simte și-l bine acum, ce zic? Da, acum da, chiar da. Trebuie să-l lași și pe el puțin, trebuie să fie și da, milă da, puțin, da, de el. Da, da. Vă pup, tovarășii mei care ați intrat, care sunteți tovarășii mei. Am și eu niște tovarăși aici pe live. Haide că vorbim. Hai, mă, viața mea, te aștept la mine. Hai. Te pup și te iubesc, pa. A pus ce parte a vrut el, ești nebun. A pus ce parte a vrut el, bă, că l-ai un pișat. Să moară familia mea. Bă, unde-i, mă, bunica mea, bă, că bă, ești pula. Stai așa. Bre! Îl mai știi pe pișatul ăla tatuat? Pișatul ăla tatuat așa slab, care stătea așa în colț în cameră, mai știi? Era un pișat, vorbea cu voce groasă așa, bă, bă, bă. Unul cashflow, de stăteam eu cu Oli, cu el. Vorbeam noi de muzică, voiam eu să-l ajut cu muzica. Dar e ceva vreme. E ceva vreme. Cum să te vrei pe scaun? Chircit așa, nu? Și a burât odată. I s-a făcut rău. Să moară familia mea, bă. Și hai să vă zic o chestie, mâncava și pula voastră. Dacă el a pus conversații, dacă sclavul ăla a pus conversații, stai așa, mâncați și pula ta. Aoleu! Stai așa! Că punem și noi conversații, viața mea. Ce faci, viața mea? Punem și noi conversații, iubirea mea. Ho-ho! Păi așa e, mă, bă, adevărul, când iese adevărul la evel, adevărul nu-l bate nimeni, mă, să moară familia mea dacă stai, bate cineva bă, adevărul. Păi noi suntem adevărul, vrei să te mint? Da, frate, adevărul, prima oară a fost cuvântul, frate, și noi am fost ăla. Stai, mă, așa că pun și eu conversații, mă. Ia, ia, ia. Dar ce m-a pus, a pus postorii conversații cu tine? Se aude? Da, ia, dă-i play. Ia, 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 ia. Da, se aude. Bă, nu se aude, nu, nu se aude, nu se aude. S-a auzit cum ai zis tu, ia, ia, ia. Păi e normal că aveai loc. Bă, nu se aude, mă, nu se aude, nu se aude vocalele alea din conversație. Ia vezi. Stai așa, că pun pe story, băga mea și pula. Cum fac, mă, aici? I se făcuse rău, mă, lui ăla, Ian, când venisem cu Ioana. Bă, tu mai știi, mă, când i se făcuse rău la sclav? Da, mă, da, știu. Dar eram acolo, mă. Stai așa, tătuțul meu. Nu știi că venisem eu și după... Și știi ce mai am cred că la vreo oră și vă... Ia uite-l! A, ia uite de ce are, ia uite... O pun? Ia mai dă-mi o dată, ia mai dă-mi o dată să vezi ce are cu ăsta. O pun? Ia pune, mă, să mor tu! Pune, dacă și el pune, pune și tu. Hai că pun. Când vrea el să mă înjure pe mine, vrea să facă live cu mine să mă înjure. Bă, game-și pula!
numai episoade de astea. Asta știi cum e ca în desenele alea cu cei cu Indy, numai farse. O poți să-ți fătata asta, mă? Ia zi. O pupă, tata, mă! Pune, mă! Pune, mă, viața mea! De ce să nu pui? Mai pun, mai pun, stai așa! Dar dă-i așa câte licuri, dă-i câte licuri să vedem ce mai dă și el. Ce, mă, dacă îi place să certe. Ești nebun, ce ai? Da, și așa, oricum, el nu prea are ce să dea. Ce să dea de tine? Ce să dea, mă, sclavul ăla? Adevăruri care... Ce să zică? Ia. Ce să zică? Ispiră frumoase? Ce să zică? Adevărul frumoase? Ia, ia, ia. Între toți, ia, tocmai tu ai luat atitudine, mă, păstărică, mâncat ești pizată. De ce ai luat tocmai tu ai luat atitudine? Sub numele vostru. Stai așa. Cum o să sub numele vostru? Că tu sui numele meu. Voi, adică. Stai trec cu mine și vorbește la dreptate în pulă, mă, mai fi pizdă. Zi-mă aici, că n-am chestia mai pe față. Bă, am început eu, mă, mâncat ești pulă. Da, asta... Asta vorbește el cu tine acum, acum e cu tine apel sau e vreo înregistrare? Băi, pulă, eu nu sunt pizdă niciodată, ai fost la mine în casă și tu ai fost pizdă în pula mea. Eu nu am fost pizdă niciodată, ai înțeles? Ți-am stat de la mine în casă, te-ai chemat la mine în casă, ca mea-i pula. Eu am fost... Vin acum la mine în casă, nu mai zice mie să chem mafios, băga mea și pula de tine de sifon în puțit ambulant. Tu te-ai dreacu, amenință pe altcineva. Șmechere. Eu nu te ameninț pe tine, dă-te-n pula mea. Eu doar zic în pula mea să fiu un om cu integritate, bă, dă-te-n slobos, te bă. Bă, eu pe ăsta, să moară familia mea, îl aștept la mine, mă. Da, normal, mă, că știe unde stai, frate, bă, dar... Bă, sclăvoiu și încearcă de 2 ani, mă, cu noi, mă, să moară mama. Ultima oară cu tine să-mi bag pula, a vrut să fugă... Bă, a fugit în țară, mă, să moară copilul meu dacă nu mă pun ceva. Bă, a plecat. A plecat în țară, bă, Oli, să moară familia mea. Și acum, ultima dată, n-auzi, mă, l-am trimis să... Trebuia să vină că își uitase ceva pe aici, știi? Și avea să-mi dea mie niște bani, știi? Și a trecut pe aici, bam, bam, și a profitat că s-a văzut cu nevastă când eram acasă și a lăsat mai puțin bani, știi, de alea de băiat. Și după aia n-a mai trecut altă dată. După aia nu s-a mai auzit de el. Pune conversații, că eu nu voiam să pun conversații, dacă ăla e sifon să moară familia mea, de nu? Oricum e un sifon împuțit. Eu știu sigur. Bă, ăsta nici dacă mă cer cu el, mă, n-are nicio șansă să devină cineva. Bro, știi ce dumă vreau să zic și eu acum, frate? Nu trebuie să-i dai satisfacție. Bă, viața mea, nu trebuie să-i dai satisfacție, frate. Tu dacă te cerți cu el, noi dacă ne certăm cu el, înseamnă că suntem aceeași apă și aceeași pământ cu el, frate. Ai înțeles? Pula, ne certăm, îl luăm la mișto pe fraier, lasă, că ceartă ea. Da, asta e altceva, frate. Facem un spirit de glumă pe seama lui, ai înțeles? E trecerea noastră de timp, asta e altceva. Lasă, mai trece timpul, că trebuie să treacă timpul, știi ce zic? Da, este și noi în pandemie, trebuie să ne treacă timpul. Și Benny Cash o fute, mă, pe bunica mea, mă, să... Bă, al doilea, mă! Ce, mă, ți-ai jurat de mama ei? Să moară mama, de nu-i dau un șpiț în curul ăsta când îl văd să-mi bag pula. Adevărat, ți-ai jurat de mama ei? Bă, tu n-ai văzut, mă, când am pus casco fute pe bunica mea? Nu, frate, nu, n-am... Asta ce... Asta care ai pus mai devreme era gen conversație când vă certați voi? Da, mă, da, vrei să o pun pe story imediat. Nu, frate, nu trimite mie privat, că eu n-am apucat să văd de la început, frate, că mă strigase nevastă mea. Și n-am apucat să văd la început, trimite mie în privat, nu mai pune pe live. Ce șmecher suntem? Nu suntem, mă, șmecher, frate, ăsta, mafiotul ăsta ne amenință. Sunt curios cât dracu decartează, că nu prea are bani, că stă în obete. Doamne, ești pula. Bă, nu știu, mă, care-i boschetar, care nu, dar mă... Vorbiți prostii, mă, mâncava-și pula voastră. Da, trecută când mă certasem cu el, îi punea pe copii, nu știu ce punea copii, din alte orașe, îmi punea să mă înjure, auzi. Bă, la ce care datorii pe-n Brașov, mă, și cu asta, bastă. Cum, mă? Bă, coaie, hai să fim serios, pula mea. Ce drecu, pula mea. S-a băgat el cu toată lumea, s-a luat de toată lumea, s-a luat de nane, s-a luat de pula. Cash-ul are pe pula mea.
familia mea, dar nu chide care... Bă, știi ce nu înțeleg eu? El cu persoanele astea cu care s-a luat a avut vreo ceartă reală, cum a avut cu mine. Uite, spune lucru cu mine, acum o să vorbesc adevărat. Am avut o ceartă cu el, adică a existat ceva între noi, ai înțeles? A fost o ceartă, dar cu oamenii ăștia a avut vreo prietenie, vreo ceartă ca să se ia de ei? Stai, mă, că mi-a scris frate meu. Da, bă. Te ascult. Închid, a? Dacă aveți ceva să-mi ziceți, da, mă, intră ăștia peste mine să moară, mama. Au fost, mă, la mine în casă. Hai că, bă, hai că eu închid.